zicem, cea mai mare nebunie pe care am făcut-o vreodată. Am văzut că v-a plăcut foarte mult vlogul cu Abi Talent. Datorită v-am ajuns și la știri la Antena Stars. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru voi că am făcut foarte, foarte multe like-uri și share-uri. Mergem la București. Astăzi mergem la București, o să fie... Suntem în Caransebeș. Suntem în Caransebeș, am plecat de la 10:30, ora 12. Facem o oprire. Facem o oprire să începem vlogul. Pentru voi mergem la București, pentru că am cea mai tare comunică. Cred că hai să mergem. Pleacă trenul fără noi. Condiții foarte bune, avem să pun, dar nu merge. Nu merge. Apă. O secundă. De acolo am... Lumea, acum am ajuns în București, n-am dormit aproape deloc, sunt mega entuziasmat. Pentru voi am făcut nebunia asta, am dat pe Instagram la RonFreddyBStyle un sondaj dacă să mergem în București pentru balul cu Abi. Și mai mulți ați votat da, și asta am făcut pentru voi. I-am dat telefonul lui Gianni, lui Bogdi, hai să mergem la București, la Bambu. Și uitați unde suntem, la București. Eu mereu mă țin de cuvânt, dacă voi dați like și share, eu mereu fac ce vreți voi. E ora 9:28. Și noi avem check-in-ul la 2, la hotel. Deci da, revenim, să vedem ce nebunii mai facem prin București, e prea blană. Dar am văzut că oamenii la restaurant nu sunt așa amabili. Mă așteptam să fie mai amabil, dar nu sunt deloc amabil. Tu ce zici? La fel. Suntem în Africa Cocei, se pare că aici este o nebunie totală, e prea fain totul, uitați ce priveliște avem. Prea faine priveliștea. Uitați! Au patinoar în mall. Vesită. Hai. Mai 3 secunde. 2. Păi mai mi-a dat și aici stichetele pe care a câștigat. Lume, suntem pregătiți de Bambu. Mergem un pic în Mega Mall, ne întâlnim cu niște băieți, mai mâncăm ceva, că am dormit, ne-am odihnit. Revenim cu cel mai tare concert. Ha! Ce priveliște este aici, în București. Cum se numește acest loc? Plumbuita. De unde? Din Girocului? Lume, omul ăla ce lucra la mine, era super de treabă, venit pe caterincă și am văzut că se uita la mine mâncare și eu nu pot să stau așa când cineva se uită la mine la mâncare, eu să mănânc și el nu. Suntem oameni și eu îmi iubesc aproape, așa că i-am dat sandwich-ul meu, McWitch, și l-am dat lui și am văzut că s-a bucurat foarte mult. Face și voi foarte bune, lume, dacă puteți și aveți de unde să dați, dați și la aproapele vostru, că Dumnezeu o să vă dea de 10 ori mai mult. Lumea, am ajuns în Bambu, e full, deci n-am văzut niciodată așa ceva, e full. Uitați ce priveliște faină au ăștia din Bambu, acolo sus. Frumos, apă, sus, parcul de distrat, Bambu, e full la intrare, deci e full. Cu o Philip Lane, of White, ce părere ai de ei? Bazar, bazar, miroase obor. Uitați câtă lume e acum, uitați câtă lume e, lumea la fumat. E cel mai nebun bal la care am fost. Cel mai mare bal din România, n-am mai văzut așa bal. Pare, cât costă outfit-ul tău? Outfit-ul meu? Da, cât costă outfit-ul tău? Păi blană rău văd. Mersi. Zii cât costă. Shoes-ii sunt undeva, sunt apresul de 3.900 de dolari. Așa. Belt-ul e undeva la 500 de dolari. Coracul e undeva la 800 de euro. Și tricoul Fendi de dedesubt e undeva, stai o secundă. Ăsta e undeva la, așa, vreo 500 de euro. Și chiloții? Da, chiloții nu știu. Și ceasul. Da, ceasul e un Breitling. Cât ai dat pe ăsta? E 9.000 de dolari. Hai de pula mea asta. O venit că jumătate de club îmbrăcat. Da tu, cel care te uiți la acest videoclip, dă-i like și share și dacă vrei să vezi ce show au făcut Ian și Asteca, lasă un comentariu cu hashtag vreau partea a doua.
5.000 de like viața mea. Acest gest al lui Abi este de nota 10, jos pălăria Abi, dacă vezi asta, nu este un băiat arogant cum spun alții, din partea mea ai tot respectul Abi. Care așa ce era în soară, te lăuda, te plecat, să vezi.
Și acum la edit am văzut că o fată și-a aruncat sutienul și abia a aruncat sutienul ei în mulțime. Voi vă dați seama că fata a rămas fără sutien. Dați și voi un share la acest clip și scrieți în comentarii hashtag RIPSUTIEN. Sunt curios dacă fata aia și-a găsit sutienul și poate vede și acest video și poate ne dă un răspuns. Dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți episoade de genul, nu uitați să puneți un like, un share și un comment. Mă ajută fiecare like și fiecare share. Eu pentru voi am făcut nebunia asta că știam că o să fie o mare nebunie. Cluj Comics One. Eram stresați că pierdem trenul. La 5.20 avem trenul, 4.10, facem finalul la vlog și am tulit-o. Acum am făcut finalul. Uitați să dați like, share și subscribe. Sper să vă placă foarte, foarte mult. Eu am fost Freddy. Ciao! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot.